partidul nostru, organizația județeană, a intrat în logica de campanie. Practic, suntem în pre-campania de alegeri pentru primari, respectiv consilieri locali și consilieri județeni. Avem un calendar foarte strict pe care îl urmărim. În această vară identificăm candidații la toate nivelurile. Avem sarcini foarte clare pentru acești candidați până la sfârșitul anului și funcție de modul în care se vor achita de aceste sarcini politice, vor fi sau nu pe listă, vor fi sau nu pe locuri eligibile, refer la consilierii locali și județeni. Practic, principala noastră preocupare din momentul aprobării calendarului de la Pitești și din momentul deciziei noastre de la săptămâna trecută din biroul județean este aceasta. Alegerile locale din 2016. Despre candidați vorbim mai încolo. Va candida la fiecare poziție cel care este cel mai bine plasat în opțiunile electoratului. Și dacă n-ar prea vrea. Dar să mai discutăm. Ca să vedeți câtă democrație în partidul ăsta. Bun, cel de-al doilea subiect. Subiectul național pe care de fiecare dată încerc să-l aduc în discuția dumneavoastră, în discuția cu dumneavoastră. Sigur, nu pot să nu încep prin a-mi exprima satisfacția că începând de azi, Victor Viorel Ponta nu va mai fi primul ministru al României. Sunt absolut convins că în urma demarării procedurii penale în ceea ce îl privește, începând de azi, domnul Victor Viorel Ponta nu va mai ocupa poziția de prim-ministru al României. Dar despre acest subiect o să îl rog pe colegul nostru, domnul Răzvan Prișcă, să intre în detaliu și să explice pe scurt motivul pentru care domnul Victor Viorel Ponta nu mai poate fi primul ministru al României începând de azi. Înainte de a intra în acel subiect, aș vrea totuși să aduc în discuția dumneavoastră, în discuția cu dumneavoastră, două subiecte extrem de importante pentru partidul nostru. O să vă pun la dispoziție materialul așa cum obișnuim de fiecare dată. Primul subiect este legat de moțiunea de cenzură pe care Partidul Național Liberal o depune azi împotriva guvernului Ponta. Iar al doilea subiect, extrem de important în perspectiva preluării guvernării de către Partidul Național Liberal, este legat de programul nostru de guvernare. Pe scurt, în câteva cuvinte despre fiecare. Cum spuneam, Partidul Național Liberal depune azi, 5 iunie, moțiunea de cenzură în vederea sancționării guvernului Ponta, guvern care a blocat dreptul românilor la vot. Prin această moțiune de cenzură dorim să sancționăm atitudinea antidemocratică și discreționară a guvernului Ponta, care persistă chiar și acum în blocarea votului cetățenilor. Tema moțiunii, sunt convins că o cunoașteți, votul prin corespondență, blocarea dreptului la vot al românilor. Moțiunea ar fi putut să se axeze pe incompetența guvernului Ponta pe foarte multe teme. Vă dau câteva exemple. Taxa pe stâlp, supraacciză la carburant, proasta gestiune a cardului de sănătate, aberațiile fiscale precum operațiunea Bacșișu, atitudinea ostilă față de justiție și ne uităm ce se întâmplă în cazul Șova, jaful și corupția din companiile în care statul este acționar majoritar,
falimentul unor sectoare industriale, cum este sectorul minier, dar am preferat să sancționăm prin moțiune atacul lui Ponta la esența democrației, și anume atacul la dreptul la vot. Moțiunea va sancționa atât blocarea votului în diaspora, cât și refuzul de a organiza alegeri parțiale în 6 consilii județene, 28 de primării, între care și primăria comunei Meseșenii de Jos, și 19 colegii parlamentare. Cu încălcarea legii, cum spunea și Radu, fapt demonstrat în instanță, instanțele din Cluj, respectiv din București, au obligat, prin hotărâri definitive și irevocabile, guvernul să organizeze alegeri. Moțiunea va sancționa faptul că Ponta și PSD nu susțin proiectul votului prin corespondență. PNL va cere, prin această moțiune, demisia guvernului pentru exces de putere prin blocarea alegerilor. Pentru a mia oară îi spunem lui Victor Ponta, Partidul Național Liberal consideră că dreptul de vot nu este o lozincă, așa cum foarte clar se exprima domnia sa în campania pentru alegerile prezidențiale. Guvernul Ponta trebuie să plece pentru că le refuză constant dreptul românilor de a-și alege reprezentanții. Azi depunem moțiunea. Până săptămâna viitoare, liderii noștri de la nivel central vor discuta cu absolut toate grupurile parlamentare și cu orice parlamentar dispus să susțină această moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta. Am mari speranțe că vom reuși să strângem cele 278 de voturi necesare pentru ca guvernul Victor Viorel Ponta să fie demis. În ceea ce privește programul de guvernare, pentru că de fiecare dată un partid aflat în opoziție era acuzat de partidul care guverna că nu are program, că nu are soluții, doar critică guvernul. Partidul Național Liberal, pentru prima dată în istoria post-decembristă, ca partid de opoziție, are un program de guvernare, vi-l pot prezenta și dumneavoastră, programul de guvernare al Partidului Național Liberal intitulat Reclădirea Națională. Acest program de guvernare este fundamentat extrem de bine în dialog cu tot ce înseamnă structurile Partidului Național Liberal, asociațiile patronale, sindicate, societatea civilă, mediul academic. De 6 luni de zile discutăm cu toate aceste structuri astfel încât să avem cu adevărat un program de guvernare care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Oricând Partidul Național Liberal este pregătit să guverneze, oricând Partidul Național Liberal are premier desemnat și, cum spuneam, program de guvernare pus la dispoziția opiniei publice. Partidul Național Liberal poate alinia oricând un guvern mai bun decât cel al PSD. Programul de guvernare, în linii mari, prevede introducerea unui sistem fiscal începând cu anul 2017, generalizarea cotei unice de 16% pentru toate tipurile de impozite și taxe,
impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, TVA și toate taxele pe muncă, 16%. Revizuirea sistemului de impozite și taxe introduse în afara codului fiscal, așa numitele taxe parafiscale, și diminuarea numărului acestora cu cel puțin 50% în următorii 3 ani. Punctual, vrem să reducem taxa pe valoare adăugată la 19% începând cu 1 ianuarie 2016. Vrem să reducem numărul de taxe, vrem să unificăm sistemul de plăți, să renunțăm la plata la ghișeu, să eliminăm aberanta taxă pe stâlp, să reducem accizele, să simplificăm legislația, să reformăm sistemul fiscal, să creștem gradul de colectare și să facem o relaxare fiscală sustenabilă, deblocând investițiile publice. Primele capitole ale programului se referă la sănătate și educație. Investițiile în sănătate și în educație sunt investiții pe termen lung, care, în opinia noastră, a Partidului Național Liberal, vor dezvolta România. Obiectivul guvernării Partidului Național Liberal este concretizat în principiile platformei România lucrului bine făcut. Practic, programul nostru de guvernare are ca matrice programul președintelui Klaus Iohannis, program cu care a câștigat alegerile în noiembrie 2014. Obiectivul strategic este, cum spuneam, reclădirea națională. Inițiativa economică autohtonă va avea un rol central în guvernarea PNL. Programul propune un concept integrat asupra națiunii, statul, economia, societatea, care se constituie și, de fapt, sunt cele 4 mari părți ale programului de guvernare, având în centrul individul, cetățeanul și libertățile sale. În linii mari, acestea ar fi coordonatele programului de guvernare al Partidului Național Liberal, program care poate fi pus în aplicare începând cu a doua zi, când guvernul Victor Ponta nu se mai află la Palatul Victoria. Să sperăm că acest lucru se va întâmpla chiar din această lună, luna iunie 2015. Înainte de a-l ruga pe Răzvan să intervină, sigur, înainte de a decide asupra subiectelor pe care dorim să le abordăm, subiectelor naționale, nu știam despre evoluțiile politice în plan național, și anume punerea sub acuzare a premierului în urmă cu mai puțin de o oră. Dacă aceasta este știrea momentului, poate că a anului sau a secolului, având în vedere că niciodată în istoria României un prim-ministru în funcție nu a fost pus sub acuzare, este clar o certitudine. Dacă nu ar fi fost această știre, v-aș fi spus că în plan național, azi, s-a consfințit cel mai mare jaf, cel mai mare tun dat în istoria post-decembristă a României. Și anume, acesta se numește Rompetrol. Compania Rompetrol, după cum știți, este deținută de compania de stat din Kazahstan, Kazmunaigaz, companie care, la o înțelegere cu Victor Ponta și guvernul lui, practic a reușit să își șteargă cele 600 de milioane de dolari datorii către statul român printr-un artificiu al lui Victor Ponta. Pe scurt, despre ce este vorba?
datoriile companiei Rompetrol către stat în 2012 se ridicau la aproximativ 600 de milioane de dolari. În urma unei vizite tot de capul lui, așa cum spunea Iohannis, președintele Iohannis, în țările din Asia Centrală, respectiv în China, primul ministru a venit foarte hotărât și ne-a anunțat că România semnează în februarie 2013 un memorandum în guvern prin care șterge practic cele datoriile de 600 de milioane de dolari pe care Rompetrol trebuia să le achite statului român contra a două promisiuni, trei promisiuni. Unu, statul român se retrage din procesele cu Rompetrol, lucru care s-a întâmplat, promisiune a guvernului României, și două promisiuni ale kazahilor de la Rompetrol, de la Kazmunaigaz. Și anume, vom achita imediat contravaloarea a peste 26% din acțiunile Rompetrol, și anume 200 de milioane de dolari. Vom achita imediat către statul român această sumă și vom constitui un fond de investiții de 1 miliard de dolari în care statul român să fie de asemenea partener cu cei de la Kazmunaigaz. În 2013, Ponta realizează componenta penală a acestui demers. Este inadmisibil să hotărăști prin memorandum să renunți practic la 600 de milioane de dolari și trimite acest memorandum în Parlament sub forma unui proiect de lege care să aprobe acest memorandum cu în speranța că printr-un proiect de lege odată aprobat, el va fi exonerat de orice răspundere. Numai că după ce proiectul de lege este aprobat, Curtea Constituțională declară legea neconstituțională și îl obligă pe Victor Viorel Ponta să emită o hotărâre de guvern, prin care, prin semnătura lui, își asumă, practic, renunțarea la cele 600 de milioane de dolari. Ce se întâmplă azi? De ce spun că azi este consfințit cel mai mare tun din istoria post-decembristă din România? Azi, compania Rompetrol, printr-un comunicat de presă, ne anunță că firma mamă, Kazmunaigaz, a cerut insolvența acestei companii. Din momentul în care compania intră în insolvență, știți foarte bine care sunt procedurile. La revedere cei 200 de milioane de dolari, la revedere cei 1 miliard de dolari fond de investiții. Iată cum Victor Ponta, prin hotărâre de guvern, mai întâi prin memorandum, acum prin hotărâre de guvern, a reușit să dea cel mai mare tun statului român. 600 de milioane de dolari pierduți pentru că statul român s-a retras din procesul cu Rompetrol la inițiativa Guvernului României. Acesta este modul în care Victor Ponta și guvernul pe care încă îl mai conduce până la ora 13 probabil, a înțeles să-și bată joc de resursele naturale, resursele energetice, de resursele românilor în general. Există o posibilitate ca statul român să poată să recupereze? În momentul în care a intrat în procedura de insolvență, te supui legii insolvenței. Nu va trebui aprobată și insolvența. Sigur, insolvența o aprobă o instanță. Am înțeles că pe data de 8 este pe rolul instanței de judecată această solicitare. În condițiile în care se aprobă insolvența, România poate să rămână, știu eu, cu 10% din ceea ce are disponibil în acest moment. De exemplu, atunci, în loc de 600 de milioane de dolari, având în vedere că am renunțat la 400, obligația lor ar fi de 200 de milioane de dolari. Dacă instanța
într-un final hotărăște că 10% din obligații pot fi plătite de către compania aflată în insolvență, deci practic România se poate alege liniștit cu 20 de milioane de dolari din toată povestea asta. Din 600. Bun. Că vă rog. Violet, e, aici instanța... Nu. Eu niciodată nu m-am pronunțat pe astfel de subiecte extrem de sensibile în ceea ce privește un politician sau altul. Dincolo de declarațiile politice și dincolo de acțiunea politică, fiecare trebuie să plătească pentru faptele sale. Victor Ponta, pe lângă ceea ce vă va prezenta Răzvan aici, în cazul Șova, are foarte multe răspunsuri de dat în fața organelor abilitate. Un răspuns este acesta. Rom de Trol. Spun pentru că mă gândesc că legea este lege și pentru Victor Ponta, spun pentru că mă gândesc că președintele României, domnul Klaus Iohannis, în baza atribuțiilor constituționale și în baza legii, poate să-l suspende în funcția de prim-ministru. Da. Sunt convins că președintele Iohannis nu face altceva decât să respecte legea.